Bună dimineața din Noua Caledonie, prima oprire a acestei croaziere. Puțin înnorat, plouă, dar nu ne împiedică să descoperim o mică parte din această insulă fabuloasă. Până una alta trebuie să luăm acest autobuz pentru că nava ne-a lăsat în portul comercial și atunci avem de mers puțin, vreo 10 minute. Bună dimineața, Ion! Bună dimineața! Așa cum am spus și în croaziera trecută, se doarme foarte bine, te leagănă valurile și aseară chiar am prins o mică furtună, să spunem, nu s-a simțit atât de puternic pe cât aș fi crezut, pentru că vorba aceea, suntem pe Pacific. Gândiți-vă că eu am rău de mișcare și atunci cumva am avut emoții întotdeauna când am plecat în croazieră, dar niciodată nu pot să spun că mi-a creat un disconfort ceea ce am simțit sau legănatul vasului, nici de cum. Poarta vasului s-a deschis la ora 9 dimineața și cred că trebuie să ne întoarcem la ora 5, dar nu suntem siguri. Trebuie să întrebăm în stânga, în dreapta. Altfel nava pleacă fără noi, adică nu e am ca înțeles că ne lasă bagajele undeva aici pe ponton și a plecat. A, da? Da. A, măcar ne lasă bagajele, asta e bine. Da. Gata, am ajuns în port, zona turistică. Nu avem foarte multe opțiuni pentru tururi și nu vrem neapărat să facem un tur pentru că vrem să descoperim orașul La Paz, de aceea ne-am luat câte un bilet pentru autobuzul Hop On Hop Off, valabil toată ziua, am plătit $15 australieni și în felul acesta putem coborâ, urca în cât mai multe stații din Noumea, capitala Noii Caledonia. Și a încetat ploaia. Yay! Vreau să vă spun așa, că ne-a atras atenția multitudinea de daci, de mașini Dacia Logan care circulă aici în zonă. Aceasta este prima oprire foarte turistică, evident. E o piață, da, un bazar în care oamenii vând diverse suveniruri pe care le găsim și în Bali și în alte insule din Pacific. Putem să ne cumpărăm haine dacă dorim. Eu credeam că vom merge într-o piață locală, adică de fructe și legume. Îmi retrag cuvintele, m-am înșelat puțin, credeam că aceea este piața. Ia uitați-vă ce vând ei aici. Limba oficială în Noua Caledonie sau în Nouvelle Caledonie este franceza și atunci toate denumirile sunt în franceză, dar nu-mi dau seama ce reprezintă exact acest fruct, taro de. E ceva de apă. Oricum arată interesant și costă 600 franci pe kilogram. O nucă de cocos, 200 de franci. Am impresia de fapt că mă aflu într-o piață din Franța, pentru că toată lumea vorbește aici limba franceză, limba oficială. Dar pe lângă asta mai sunt încă alte 30 de limbi sau dialecte ce aparțin în mare parte indigenilor, triburile Kanak. Ideea este că noi, în momentul în care am coborât de pe barcă, nu am avut voie să intrăm cu absolut nimic în Noua Caledonie, pentru că la fel ca și în Noua Zeelandă și în Australia, fructele și legumele venite din afară sunt interzise. Vreau să vă arăt florile locale de aici, din Pacificul de Sud. Cam așa arată ele. Sunt foarte frumoase și diferite. În rest, legumele și fructele sunt asemănătoare cu ale noastre, da. Așa arată castraveții în Noua Caledonie și așa arată avocado. Priviți puțin cât de diferit este față de cel pe care îl cunoaștem noi. Cred că sunt mai multe tipuri aici. Vedeți, unii sunt mai lungueți, alții sunt mai rotunzi. Aici avem mango, la fel arată puțin diferit și fructul dragonului, care este extrem de bun. Și totuși putem spune că ne aflăm în Franța, nu? Vedem baghete, vedem parte importantă din patiseria Bonjour, din patiseria franțuzească și brutăria franțuzească. Și miros excelent. Am avut impresia că e cozonac, dar de fapt este brioche, celebrul quiche, croissante, pano, șocolat. Și după piața de flori, legume, fructe, am ajuns în piața de pește. Sunt
foarte drăguți oamenii, foarte prietenoși, toată lumea ne salută cu zâmbetul pe buze, dar cât de bine arată peștele. Eu am făcut cunoștință cu Noua Caledonie acum câțiva ani, cred că sunt vreo 10 ani, în momentul în care urmăream show-uri culinare pe Paprika TV, cred că se numea postul respectiv. Era o familie care gătea întotdeauna pește pe plajă și în momentul acela am pus insula, mă rog, arhipelagul, că de fapt e un arhipelag, pe listă și mi-am propus să ajung aici. Mi se părea că trăiesc așa într-un rai al fructelor de mare și al peștelui și o zonă tropicală cu nistipal, apă turcoază, palmier și așa mai departe. Și chiar așa este în realitate. E foarte curată piața și foarte civilizată. Rasa pește. Rasa pește. Sunt specii de pește de care eu n-am auzit niciodată până acum. Oricum, conul este la mare căutare. Tot ce pot să vă spun e faptul că noi nu am părăsit zona portului. Ne aflăm destul de aproape de locul în care ne-a lăsat vasul de croazier. A mers, cred că, vreo 5 minute cu autobuzul, dar a început să plouă. Noi am venit acum în sezonul ploios. Practic, el se încheie undeva la sfârșitul lunii martie, iar sezonul uscat începe în aprilie și ține până în decembrie. Și cred că acela este cel mai bun moment de a vizita Noua Caledonie. Ne-am teleportat în Lemon Bay, una dintre cele mai frumoase și aglomerate zone ale orașului Noumea. Partea bună este că a încetat ploaia, partea proastă e că toate plajele orașului sunt închise. Și asta pentru că a fost depistată o activitate intensă a rechinilor în zonă și am fost atenționați încă de la începutul croazierei că nu vom putea face baie în ocean, nu vom putea sta la plajă, bine, nu ne ajută nici vremea, dar mai presus de orice, un turist a fost omorât de un rechin acum câteva zile la 150 de metri de plajă în timp ce făcea snorkeling. Și ăsta este un motiv serios pentru a închide orice activitate turistică de genul acesta, pentru că altfel snorkelingul este una dintre activitățile preferate de turiștii care ajung aici. Frumoasă plajă, îți dai seama cum s-ar fi văzut ea pe lumină bună? Da, era soare. Da. Dar ne mulțumim și cu ideea aceasta, e foarte multă verdeață și pe alocuri seamănă destul de mult cu Hawaii. Din punct de vedere al formelor de relief, al vegetației, al imaginilor pe care ni-l oferă. Și dacă tot vorbim de Hawaii, Noua Caledonie, arhipelagul Noua Caledonie este mult mai mare decât arhipelagul Hawaii. Se întinde pe o suprafață de 18.576 de kilometri pătrați. Atunci când am pus Noua Caledonie pe hartă, de fapt am pus un vis pe hartă și anume să văd insula Pinilor. Este una dintre cele mai frumoase insule din lume și face parte din acest arhipelag. E ceva de vis, efectiv e unică în lume și vă las acum o imagine încât să o puneți și voi pe lista voastră de dorințe. Asta cred că e o floare căzută dintr-un copac și seamănă cu frangipanii, dar nu e frangipanii. Oh, ce frumoasă e! Ce interesant! Oricum, flora și fauna acestor insule sunt unice. Oh, miroase apă! Pentru ce este cunoscută Noua Caledonie în întreaga lume? Ei bine, pentru cea mai mare lagună din lume, ce face parte din patrimoniul UNESCO și se întinde pe o suprafață de 24.000 de kilometri pătrați. Bineînțeles, este împrejmuită de Marea Barieră de Corali. Ne-a luat 2 zile și 2 nopți pentru a ajunge aici. Noumea, capitala Noii Caledonia, este situată la 1207 kilometri de Australia și este considerat unul dintre cele mai dezvoltate orașe din Pacificul de Sud.
Probabil că și voi vă întrebați de unde numele Noua Caledonie. Ei bine, în anul 1774, James Cook, în momentul în care a descoperit aceste insule, le-a numit astfel pentru că relieful lor îi amintea destul de mult de Scoția. În anul 1853, Noua Caledonie devine teritoriu francez. Și dacă tot plouă, ne-am retras la o terasă situată fix lângă plajă pentru a bea cafeaua de dimineață și arată într-un mod inedit. Wow, ce bune e! Mai degrabă ciocolată caldă. Dar vreau să spun că nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung atât de departe în lumea asta. Uitați-vă pe hartă unde este Noua Caledonie. Ghinion curat. Plouă torențial. Ce ne facem noi, Andreea? Cum vizităm această insulă fabuloasă? Din păcate, toate activitățile erau în aer liber. Ce putem noi să facem? Apropo, aceste cafele ne-au costat 9 dolari americani. Reconfigurare, traseu, n-avem ce face, stăm puțin timp în Numea. Muzeele sunt închise pentru că ne-am fi dorit să mergem și să gustăm puțin din cultura indigenilor, să aflăm mai multe despre istoria arhipelagului, dar din păcate nu putem face. Prin urmare, mergem repede, repejor la acvariu, că e cam singura activitate care ne rămâne de făcut. Intrarea ne-a costat 30 de dolari americani sau 27 de euro, două persoane. Foarte drăguț arată, facem cunoștință cu fauna marină, dar și cu multitudinea de plante care trăiesc pe această insulă. Și uite-te puțin, peștișorii pe care i-am văzut noi în piață, luat aici un acvariu. Wow, dar cât de mare e peștele din spate, vezi? Am găsit pisica de mare, dacă tot n-am întâlnit-o noi în timp ce am făcut snorkeling. În Marea Barieră de Corale o vedem aici, da, într-adevăr e foarte frumoasă, ce ochi are! Seamănă cu broasca la ochi. Chiar mă bucur că am venit aici. Tot răul spre bine, întotdeauna să luăm partea plină a paharului. Hai să vedem dacă îl găsim pe Nemo. Și am găsit o steluță de mare. E albastră, nu? Mm-hmm. Și se mișcă, vezi? Da, da. Foarte frumoasă e. Tot timpul, atunci când le vezi, ai impresia că ele sunt statice, că nu se mișcă, că dorm, că, nu știu, sunt moarte. Dar, de fapt, ele se mișcă foarte, foarte încet. Adevărul e că de fiecare dată când am fost în orașe mari, în care găsim acvarii, cum ar fi Dubai, Barcelona sau alte orașe din lume, am evitat întotdeauna să mergem. Era menit să ajungem aici. Wow! Ce interesant e peștele acesta. Wow! E suprafață. Da. Dar are două coarne, vezi? Așa suntem noi, făcând snorkeling. Ei, pentru prima oară în viața mea văd un căluț de mare. Mi-am dorit așa de mult să-i văd în Australia. Cred că doarme. E cam leneș, da, dar e super. Ce mic e și fragil. Ce pești interesant. Cred că sunt pești. Au ochii extrem de mari. Nu știu dacă voi vedeți pe cameră. Și o coadă interesantă. Și uite, un alt căluț de mare, îl vezi? Se vede cum respiră prin branhii. M-am întrebat de foarte multe ori cum arată anemonele. Ei bine, acestea sunt. E un organism viu cu foarte multe tentacule. Dacă tot am vorbit de Marea Barieră de Coral, ea măsoară în această zonă, în zona Noii Caledonia, 1600 de kilometri. Și practic ai parte de asemenea imagini atunci când vii aici într-o vacanță și optezi pentru snorkeling.
ce vedem acum în imagini e un șarpe de apă extrem de veninos și de periculos. Mușcătura lui poate fi fatală. Pe cât e de mic, pe atât e de periculos. Am găsit celebrul rechin de recif. În sfârșit vedem și noi cum arată. Ce bine că nu l-am întâlnit atunci când am făcut snorkeling. Bine, nu sunt periculoși. Nu sunt periculoși, într-adevăr, ăsta este avantajul lor față de alte specii de rechini. Sunt chiar frumușei, așa micuți, drăguți. Îți vine să-i mângâi puțin. Crezi mai mari, oare? În același timp putem admira țestoasele, foarte multe specii de pești, printre care somonul. Să vă spun ceva amuzant. După două zile petrecute pe vasul de croazieră, acum avem impresia că se mișcă totul, inclusiv parcul acesta de afară, nu doar acvariul. Da, e foarte ciudată senzația, trebuie să ne obișnuim cu ideea de uscat. Iar de aici putem admira o mică parte din Numea, partea de faleză, care e foarte frumoasă. Ce păcat că nu ne ajută vremea. Noua Caledonie e un mix de culturi și sigur că putem observa influențele franceze foarte mult, dar în același timp influențele indigene, care în momentul de față reprezintă 42% din totalul populației. În mare parte, ei se ocupă cu sculptura în lemn și fix asta am găsit noi la acvariu. Deși dacă ne plimbam prin Numea, aveam posibilitatea de a descoperi mai mult de atât. E o trăsătură pe care o vom mai întâlni și în alte insule din Pacific, cum ar fi în Vanuatu, pentru că asta este următoarea noastră destinație. Ne-am făcut totuși curaj și o să mergem puțin prin ploaie, să vedem această plajă minunată de lângă acvariu. Oh, da, plouă și cineva își strică machiajul. De ce? De ce azi? Foarte multă lume care face sport am văzut pe aici. Nici vremea nu îi împiedică. Wow, dar ce frumoasă e plaja aceasta. Păcat că nu se vede la adevărata ei valoare. E idilică. Da. Foarte frumoasă rochița, apropo. Un like pentru Andreea. Încărcată de mult ghinion vizita noastră în Noua Caledonie și de multe regrete. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să înțeleg absolut nimic din insula asta, doar am tras concluzia că e una destul de dezvoltată în comparație, de exemplu, cu insulele din Caraibe. Priviți cât de mare este vasul nostru de croazieră. Și a venit momentul să ne luăm la revedere de la Noua Caledonie, chiar și așa ploioasă cum a fost ea. A fost frumoasă, interesantă, ne-a scos din zona de confort, era prea simplu dacă trebuia să filmăm sau să vedem orașul Numea pe cer senin.
a venit ora cinei și ne-am retras la unul dintre restaurantele Vasului. Cred că sunt peste 20, nu le-am numărat, dar sunt foarte multe opțiuni și sunt foarte diferite între ele. Avem italian, avem restaurantul acesta în care suntem noi acum, Chops Grill, specializat pe zona aceasta de steak-uri. Ce n-avem, de fapt? N-avem restaurant românesc. Ar merge. Ar merge, da. Ar fi o idee bună, să știi că ei oricum sunt amatori de grill, de tot ce înseamnă grătar și niște mici ar merge cu cartofi prăjiți, așa ca o gustare. Întâi de toate începem cu un pahar de vin. Este un vin australian, Shiraz se numește și înțeleg că e unul dintre cele mai bune, ne-a fost recomandat. Începem cu un aperitiv. Eu am ales în seara asta o salată cu brânză de capră și brânza de capră a venit într-un mod inedit, să-i spunem, că este această chiftea prăjită. Nu știu cum e făcută, cum e gătită, dar e o chiftea din brânză de capră, delicioasă. Se topește în gură. Iar Ioan și-a luat o supă cremă de ciuperci. Eu am spus că a venit momentul pentru o supă, prea multă carne, dar urmează și felul principal și bineînțeles că mi-a luat carne, o să vedeți imediat. Foarte bună. Ceva altceva. Poftă mare. Și a venit momentul mult așteptat, steak-ul. Eu mi-am luat filet mignon, arată foarte bine, care a venit alături de brânză și ciuperci, pentru că acestea sunt garniturile pe care noi ni le-am ales. Eu o să-mi iau brânzica mea. Asta este leitmotivul serii, unul dintre cele mai bune steak-uri mâncate vreodată. Abia acum putem să ne dăm seama care e diferența între restaurantele care intră în pachetul basic pe care îl avem noi și restaurantele care se plătesc extra comisia acesta. Ion și-a luat ribeye, cam așa arată, la cerul mediu. Și o să-mi fie dor de steak-ul australian, gătit în mod american. Poftă mare, ne vedem imediat cu concluziile serii. În această croazieră ne-am propus să testăm toate restaurantele Vasului. Și bineînțeles că restaurantul lui Jamie Oliver nu putea trece neobservat, mai ales că ne e așa dor de Italia, de paste, de pizza, de tot ce înseamnă gustul italienesc. Mamma mia! Restaurantul arată foarte bine și aici, ca în toate celelalte restaurante ce aparțin Vasului, trebuie să faci rezervare și poți opta pentru varianta unui cost fix, care include un aperitiv, un fel de mâncare și un desert, sau plătești fiecare fel de mâncare separat. Nu ai cum să te plictisești pe Vasul de croazieră și în sine e o experiență culinară, pentru că ai posibilitatea de a călători prin Italia, Japonia, America, Australia, depinde de specificul fiecărei locații. Au sosit aperitivele, ce masă bogată! Tot ce vedeți aici este adus din Italia, mozzarella, prosciutto, pecorino, romano. Probabil că bruschetele sunt făcute aici sau pâinea. În schimb, totul este de la mama lui, din Sicilia, din Toscana, din diverse regiuni ale Italiei. Aici avem arancini, iar aici creveți gătiți în usturoi și unt. Să înceapă dezmățul culinar, partea, nici mai știu a câta parte, cert e că arată bine și miroase totul, senzațional. Pecorino romano cu dulceață, picantă deasupra. Inițial e foarte dulce, ai impresia că e dulceață de căpșune, după care simți că devine din ce în ce mai picantă. Inedită combinația de gusturi. Poftă bună! Vreau să vă spun că aperitivele au fost delicioase. Până acum pot spune cu mâna pe inimă că acesta este restaurantul meu preferat.
E altceva, știi cum e, după ce mănânci mult steak, că vorba aceea, suntem în Australia, pește, fructă de mare, parcă simți nevoia să mai schimbi puțin cu un gust familiar. Și atunci, da, mâncarea italiană intră în această categorie. De fapt, eu am venit în seara asta să mănânc carbonara. V-ați prins, da? I-am luat penne carbonara gătite după rețeta lui Jamie Oliver și arată de felul acesta. Hai să vedem cum sunt. Sunt un pic diferite. Diferă carnea, șunca și puțin brânza, dar sunt foarte, foarte bune. Ion, ce ți-ai luat? Iar Ion și-a luat vită cu piure gătite în stil italian. Cam așa se prezintă, dar e o poveste aici în farfuria mea. Foarte, foarte gustoasă carnea, dar foarte fragedă. Uitați cum se rupe. Din câte am înțeles de la ospătar, carnea ar fi gătită foarte multe ore înainte. Nu mai rețin exact câte, dar se simte. Și toate ingredientele sunt aduse din Italia și verificate de Jamie. Poftă mare! Noi, în afara vaselor de croazieră, nu luăm niciodată 3 feluri de mâncare la restaurant, că ni se par cam, adică 2 feluri și un desert, pentru că ni se par cam multe. Dar pentru că suntem în vacanță, profităm. Deci am avut aperitiv, am avut fel principal, am sărit peste un fel, vă spun sincer, că trebuia să ne luăm așa, aperitiv, paste, fel principal și desert. Și am sărit peste etapa de paste sau, mă rog, le-am combinat încât să fie felul principal. Și am ajuns la desert, mi-am luat tiramisu, evident că mi-era dor și poftă în același timp. Au fost bune pastele, dar au fost ușor diferite față de pastele din Italia, din Roma. Da, erau diferite. În schimb, tiramisu e ce trebuie. Foarte bun, foarte suculent și foarte aromat. Explozie de gusturi. Iar Ion și-a luat brownie. Ceva italienesc. Mâncarea a fost delicioasă. E timpul să mergem la un alt restaurant. În seara aceasta testăm cel mai sofisticat restaurant al navei. Wonderland se numește și cred că o să ne pună imaginația la lucru. Deja am emoții că nu știu ce mă așteaptă și eu sunt omul în control care știe întotdeauna tot ce se întâmplă. Și pentru a vedea meniul am primit apa magică și pensula. Hai să vedem. Chiar se vede ceva incredibil. Ne pare rău pentru că pâlpâie lumina, nu avem ce să facem. Da, din păcate aceeași problemă o avem cu luminile peste tot pe această navă. Nu găsim o soluție, probabil că vom încerca și din editare. Bun, și avem 5 meniuri, fiecare meniu este echivalentul unui element. Avem soare, gheață, foc, mare și pământ. Nici nu știam că avem așa ceva pe navă. Noroc că mai explorăm și că mai întrebăm stânga-dreapta ce am putea face noi diferit de data aceasta pe vasul de croazieră. Vedem acum sub ce formă vine mâncarea. Pe alocuri mi-amintește de Merlin's, restaurantul deținut de Cristina în Bali, care avea aproximativ același concept. Pensula magică. De fapt, între conceptul acestui restaurant este Alice în țara minunilor și așa trebuie să te simți în momentul în care pășești în interiorul lui. Foarte interesantă ideea și foarte frumoasă atmosfera. E diferit față de celelalte restaurante pe care le-am întâlnit și încă un lucru vreau să precizez și anume că noi în fiecare seară aici pe vasul de croazieră avem câte o tematică, cum să ne îmbrăcăm. Seara white, când a trebuit toată lumea să fie îmbrăcată în alb. Acum 2 seri cred că am avut tema tropical, iar în seara aceasta avem disco anii 70. Sperăm noi că ne-am încadrat. Ne-am străduit, dar chiar îi ziceam lui Ion că pentru mine croaziera e o modalitate bună să mai scot de la naftalină niște rochii pe care nu prea le-am purtat sau n-am avut unde, că n-a fost contextul de așa natură. Right, are we ready for this one? Yeah. Bata pe băț. Magic. Magic. Welcome to Wonderland. Ce mod ingenios de a ne aduce cocktailurile, cam așa arată forma finală. Cred că o să fie bombă calorică, pentru că bata de zahăr era destul de mare. Vai, ce bun e. E cel mai bun cocktail pe care l-am băut vreodată. Are gust de vișinată. Iar Ion a primit un cocktail inedit. Cocktailul Andrei e de fapt inedit. Nu știu ce am primit eu aici, pentru că am cerut vin și a venit și un cocktail pe lângă.
Are miros de fum și e un whisky, dacă nu mă înșel, cu gheață. Cheers! Să înceapă noaptea minunilor, putem spune, nu? Au sosit aperitivele, o parte dintre ele, pentru că vine runda a doua. Prezentarea este inedită, fiecare face parte dintr-un element. Interesant este faptul că aici primul aperitiv a sosit într-o eprubetă. Ce vedeți voi este suc de roșii. Da, fără culoare. Nu știu exact ce tehnică au folosit pentru a-l găti, dar va trebui pur și simplu să-l bem. Și a mai sosit un alt aperitiv care arată sub forma unui cuib. Oh, wow! This one we call buffalo chicken egg or bird nest from element of fire. Deasupra e un fel de unt, un fel de cremă de brânză. Chiar are gust de suc de roșii. E acrișor. Foarte interesant. N-aș fi crezut. Deși arată precum un cornet de înghețată, nu e. Înțeleg că are wasabi în interior. Ce vedem noi aici este guacamole și ar trebui să începem să-l mâncăm de la coadă, nu de sus. Are gust de nachos. A avut pește în interior. Bucăți mici, foarte bun. Iar aici avem un crevete super interesant, învelit în noodles sau tăiței și a venit însoțit de un sos. Uitați cum se prezintă. Sunt curios ce gust are. Pentru că da, e foarte interesantă mâncarea din această seară. Prezentarea pentru... mai degrabă. Foarte bun acest crevete. Sosul are un gust de sos de nachos, dacă știți cum e. De brânză mai ales. Și da, avem parte de o seară inedită. Pam, pam, să trecem la cel mai pretențios, să spunem, aperitiv. E un fel de supă de homar, cu o bucățică de homar, cred eu, și deasupra avem caviar. Întrebarea este cum îl mănânc. Faci în gură, cu totul. Foarte bun. Are gust de homar afumat, nici de cum de supă clasică, că noi am tot mâncat zilele astea supă de homar. E destul de sărat și în același timp acrișor, adică cele două gusturi cumva se bat destul de tare. Ce mi-a atras mie atenția este ultimul preparat, și anume acest cuib de ouă. Totul este comestibil cu excepția farfuriei. Cred că e mai degrabă un fel de ou umplut, din câte am înțeles eu. Cuibul de fapt este reprezentat de niște tăiței prăjiți. Totul are gust de afumătură, totul. Cred că are brânză și cred că seamănă puțin cu sosul servit la crevete. Ouăle din Țara Minunilor seamănă cu ouăle umplute din țara România. Alaska. A sosit coșul de legume, cam așa se prezintă. Din prezentare am reținut faptul că solul este realizat dintr-o multitudine de semințe și avem inclusiv un ficat de rață tras în cacao. Cred că ăsta e. Are gust de pate. Oricum, ficatul e puțin amărui și odată ce adaugi cacao, e și mai amărui, dar e bun. Foarte interesant combinația și are și puțină grăsime. Și pentru noi e prima oară când încercăm o alt fel de experiență culinară, bucătăria moleculară, aș putea spune. Trebuie să fii foarte creativ să gândești toate produsele astea, cum să le expui, cum să le prezinți, cum să le creezi mai presus de orice. Da, nota 10. Bun, și a sosit ultimul aperitiv. Conține ton, asta e tot ce am reținut. Hai să îl preluăm de aici din gheață. Practic închei seria aperitivelor cu el, pentru că este răcoritor. Eu mai am crevetele, deci eu încă n-am încheiat. Are gust de înghețată mai degrabă, dar într-adevăr totul este gândit la detaliu. Uitați-vă până și la pahare, toate au legătură cu Alice în Țara Minunilor, cu uniforma angajaților de aici, cu modul în care ei îți prezintă. A sosit felul principal și s-au schimbat dimensiunile porțiilor, sunt mult mai mari și arată la fel de bine. Miroase a Bali, nu știu de ce, dar sosul pe care tocmai l-a turnat băiatul, care apropo este din Bali, miroase a Bali, m-a teleportat acolo și mi-a adus aminte de nasi și de mi goreng. Pește prăjit, arată precum o felie de pâine prăjită, așezat pe un pat de orez. E foarte crocant, într-adevăr, peștele. Foarte, foarte bun. Într-adevăr, are gust de Asia, de Bali, de
Indonezia. Meniul meu din această seară face parte din elementul pământ. Această carne de vită e gătită timp de 5 ore. Priviți cât de fragedă e. Iar lângă avem piure de cartofi. Da, e o friptură de vită, nu steak. E o friptură de vită bine făcută. Și acum haideți să încercăm ciuperca aceasta. Priviți-o cât de instagramabilă e. Biscuitele acestea mi-amintește de copilărie. Știți mâncărurile acelea care ne trezesc amintiri? E bine, desertul ăsta mă duce cu gândul la acel biscuite acoperit cu frișcă și cu bucăți de ciocolată deasupra. E fix gustul copilăriei. Și bezeaua e foarte, foarte bună și răcoritoare. Doamne, cât mâncăm în seara asta! Ion și-a luat un măr mai inedit. Am înțeles că e o brioșă în mijlocul lui. Haideți să vedem. Îl tăiem acum. Da. Nu e marțipan. E un fel de tort. Eu cel puțin așa pot să-l compar acum. Acest desert conține fructe de pădure. Se simt afinele. E foarte, foarte bun și în același timp rafinat. Poftă mare! Pentru că portul ne-a lăsat în zona... Portul te-a lăsat. Chinezării. Poftă mare, ne vedem cu următorul fel. Mai avem ceva? Poftă mare, ne vedem imediat cu concluziile serii. În această seară luăm vin... În această seară luăm... Ima. Am băut doar o gură. Iar aici ce avem? Creveți, nu? Bucrăcie asta. Nu, nu mai știu. Și aici avem înghețat. Foarte gustos. Și aici avem înghețat. Da, le-a primit înghețată, că nu se mănâncă așa.